scăparea focului și pătrând în inima omului, până la câncul inimii cu răstocul, zice Domnul. Da, cel care vechează, cel care ia minte progrele ca aceasta, Efrai, nu te potrivi, zice Domnul, căci vreau să te ridic și să te curățez, căci vreau să te eliberez, zice Domnul, căci vreau să te umplu cu putere, pentru că vremurile care stau în față nu vor fi vremuri ușoare, zice Domnul, dar și peste locul acesta va veni vârtejul, zice Domnul, și va ridica un suflet din locul acesta și voi lua, zice Domnul, la mine, era noastră praica, la noastră de nai, pentru că ce-am hotărât, zice Domnul, să iau pe unii acasă, pregălai, căci nu vor putea, zice Domnul, să facă față încercărilor care vor veni, dar pe unii voi umple cu putere și vor mai da putere, zice Domnul, să rămână în picioare până la venirea mea, se va lăbra, dar cei care au intrat în ațipire, zice Domnul, să ia minte în dimineața zilei de astăzi, să se trezească, zice Domnul, să se recunoască, că sunt gata să înveresc cugetul, că ce au căzut în cugetul lor și Satan lucrează acolo, aducându-i în unele fapte, zice Domnul, până acolo să se lapte de mine. De aceea luați aminte, căci vă vreau cu gelozie pentru mine. Smeriți-vă și vă recunoașteți, spuneți păcatului pe nume și eu sunt gata, zice Domnul, să pun balsam pe rană, căci s-au făcut unele răni, zice Domnul, și tot, zice Domnul, dar eu sunt doctorul suprem, eu sunt gata să vindec și să iert, să umplu cu putere, căci mai am de lucrat unele suflete, faptele sunt pregătite, dar iată că nu sunteți unii vrednici să intrați în ele, mă este frică și mă este teamă, căci diavolul are putere, s-a făcut înger de lumină și lucrează cu multă putere în vremea aceasta, înșelând pe mulți, crezând că așa se vor putea împărțișa la mintea mea, zice Domnul, nici o pată, nici o spârcitură nu va intra în împărăția mea, numai cel cu hainele curate și sfințite. Și ce